Academic copil, îmi imaginam cum îmi pun uniforma și vin la serviciu. Sunt foarte mândră că acest vis s-a realizat. Mai ales că locul meu de serviciu îmi permite să cresc, să mă dezvolt și să devin mai profesionist în fiecare zi. Când mi s-a oferit posibilitatea de a lucra în sistemul penitenciar, am știut că aici îmi voi putea realiza potențialul la maxim. Domeniul acesta întotdeauna mi-a părut interesant. Citeam literatură psihologică, priveam filme documentare, dar abia când am început a activa aici, am înțeles câtă responsabilitate necesită acest lucru. Am parte de o echipă energică, dedicată, orientată spre rezultate concrete și mă regăsesc în acest model de lucru. Discutăm, luăm decizii împreună și ne asumăm responsabilitatea împreună. Suntem o echipă eficientă datorită diversității noastre și datorită faptului că aici este auzită orice opinie, fie că aceasta aparține unei femei sau unui bărbat, de orice vârstă sau orice statut social. Am înțeles că locul de muncă îmi oferă multe ocazii de a crește și de a mă dezvolta din punct de vedere profesional. Cu timpul eram gata să-mi asum mai multe responsabilități și în acest parcurs al meu am simțit mereu sprijinul colegilor și a colegilor. La rândul meu susțin și eu colegii și colegele care au idei noi și doresc întotdeauna să implementeze ceva nou în serviciu. E important și faptul ca deținuții să ne vadă pe noi ca o echipă unită, care depune eforturi ca totul să meargă în direcția potrivită. Astfel, contribuie și ei mai mult, cred în progresul nostru comun și în noul început, în parcursul pentru eliberare. Să fii la locul potrivit înseamnă să nu simți cum trece timpul, să înveți ceva în fiecare zi, să simți susținerea echipei din care faci parte, dar și să oferi susținere celor care au nevoie. Eu știu că sunt la locul potrivit.